Bună seara, stimate toți master, stimate președinte, dragi membri și invitați. Mă numesc Viorguță Nina și am o deosebită plăcere să fiu alături de voi într-o această seară cordială, colorată de oameni frumoși atât la suflet cât și la chip. Și ar vrea să vă acord o întrebare. Cine dintre voi crede în prietenie adevărată? Să ridice mâna. Vă mulțumesc frumos! Și de fapt, n-a fost deloc întâmplătoare această întrebare, pentru că fie că între soț și soție, sau între părinți și copii, sau între fete sau între băieți, se creează o relație de prietenie adevărată. Și dacă ar fi să fac o comparație între prietenia, aș compara-o cu viața unui copil sau cu viața unui om. La fel cum se naște el micut și neajutorat și primește doar impulsurile din exterior și nu poate să-și ofere emoțiile care le simte el, așa și o prietenie. La început se bazează doar pe niște interese comune, nefiind o relație bine definită. Și cum copilajul începe să facă primii pași, să spună primele cuvinte, așa și o prietenie, încercare cu încercare, pas cu pas, se creează, își pune o temelie, un fundament. Și fiecare personalitate sau fiecare om încearcă să-și creeze o personalitate bazată pe anumite valori spirituale, valori morale. Așa și o prietenie se bazează pe anumiți piloni. Și acești piloni, unul dintre acești piloni ar fi sinceritatea. Și această sinceritate nu constă în faptul de a spune ce ai făcut ieri, ce faci azi, ce vei mânca mâine sau cu cine te vei vedea, ci constă în faptul de a avea o atitudine sinceră față de persoana dată, de a-i dărui tot din suflet și nu cu anumit interes sau cu anumit scop bine definit în capul tău. Și la fel este nevoie și de dragoste. Să ai o afecțiune față de persoana dată, să-i transmiți căldura sufletească de care are nevoie și cuvinte dulci sau, nu știu, o atitudine așa sufletească, să simte că într-adevăr ești o persoană dragă, o persoană care este alături de ea. Și un alt pilon sau un alt factor ar fi fidelitatea. Pentru că, da, când vine vorba despre prieteni, deodată subînțelegem distracție, discotecă, veselie, acolo șmecherii diferite. Însă nu e asta prietenia adevărată, ci atunci când persoane date sau persoane prietenului tău este greu să fie alături, să-i dai un sfat bine pus la locul lui, să-i dai o mână sau, nu știu, să-l susții cumva să nu cadă și să se simte omul dat așa cu putere și cu încredere în sine, cu încredere în sine. Și ultimul ar fi omenia, pentru că în fiecare relație trebuie să dăm dovadă de omenie, de a nu face abuz de bunătatea, de sinceritatea sau de încredere a altei persoane, de a te comporta cu persoana dată așa cum ai vrea ca ea să se comporte cu tine, însă, în schimb, să nu cere loc o remunerare oarecare sau să nu se cere în schimb, uite, am făcut lucrul ăsta pentru tine, tu mi-ești dator cu aia, cu aia, cu aia. Să nu fie acest balans de echilibru. Să dorim din suflet, fără ca să cerem ceva înapoi. În schimb. Și prietenia, de fapt, o prietenie, de fapt, adevărată, nu este una programată sau una care ți-o propui. Ea vine și se simte timpul. Și dacă fiecare din voi are un prieten, un prieten ca față de care tu ți-ai creat o atitudine bazată pe sinceritate, pe dragoste, pe fidelitate sau pe omenie, nu-mi rămâne decât să vă felicit și să vă doresc din tot suflet ca prietenia voastră să îmbătrânească, dar să nu moară niciodată. Mulțumesc!